18 a 7 a 2018, emisă de primarul Comunei Pujol, județul Bacău, se convocă Consiliul Local al Comunei Pujol, județul Bacău, în ședința ordinară pentru data de 24 a 7 a 2018 la 8:30. Are care va avea loc în sediul Consiliului Local cu următoarea ordine de zi. Și de acum încercăm să ne luăm pe fiecare parte, nu? La numărul 1, proiect de hotărâre privind validarea mandatelor de consilier al domnilor Sandu Adrian și Hagimă Gheorghe. Ne luăm acum la rând sau... Ne prezintă votăm ordinea de zi. La numărul 2, proiect de hotărâre aici la numărul 1, prezintă domnul Nicolae Nistor, secretarul comunii. Proiect de hotărâre la numărul 2, proiect de hotărâre privind informațiile de interes public. Prezintă domnul secretarul Nicolae Nistor. La numărul 3, proiect de hotărâre privind reevaluarea activelor fixe corporale aflate în evidența Comunei Pujol, județul Bacău. Prezintă domnul doamna contabilă Handoc Maria Cristian, contabil. La numărul 4, proiect de hotărâre privind alocarea unor sume bănești pentru achiziționarea de materiale de construcții pentru reparații și întreținere la locașele de cult și din comună în anul 2017, însușite de Consiliul Local al Comunei Pujol, județul Bacău, conform proceselor verbale de recepție prezinte doamna Rusu Elena Contabil. Supunem la vot convocarea și consilierea. Da. Are mult câțiva ani când ești consilier, dar... Cineva este împotrivă, cine se abține. Ordinea firească este. Asta se prezintă în ordinea de zi, nu știu care să fie, da. Da, poți să vă da. Da, da. Hotărâri privind validarea mandatelor de consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Pârjol a domnilor Sandu Adrian și Hagimă Gheorghe. Consiliul Local al Comunei Pârjol, județul Bacău. Dacă permiteți, da, mă rog. Nu mai e cazul, vreți să citim tot cadrul legal? Sunt de acord cu asta, da. Să la urmă citesc, dar mai întâi prezentați mese dacă vreți. Cum aia citesc, doamnă, prezentați procesul verbal de, al Comisiei de Validare. Da, ar fi bine atunci să modificați numele cu cadrul, deci verbal să fie corect. Cu ce? Da. Ce o, da, domnul Iuda, corectez. Da, fac din moște, da. Cu ce? Hagin. Dar nu pot eu controla, corectez. Cu pixul nostru asta, da. Aici o scris. Da, uite, e greșeala lor, da. Dactilor la fie, asta nu e o greșeală. Da, o greșeală. Așa cum știți. Uite, mă, pune aici și gata. Păi da, nu-i... De asta n-am eu voie să modific ce o scris ei. Mai greșeala de... O greșeală la Caritescu, da, scuzați-mă. Da, aici. Actualul dar nu e greșit, domnul primar. Da, dar nu este greșit, domnul primar. Noi am știut ce este și am da. Deci, așa cum știți, prima hotărâre pe care am adoptat-o în data de 25 iunie 2016 a fost cea referitoare la constituirea Comisiei de Validare. Componența, cred, o reamintesc, subsemnatul. Apoi domnul Ierici Mihai Pășescu Irinel, domnul Ierici Mihai Pășescu Irinel și Horonceanu Alexandru. Așadar, unde e? Proces verbal încheiat astăzi, 24 iulie 2018, în ședința Comisiei de Validare a Consiliului Local al Comunei Pujol, județul Bacău, constituită prin hotărârea Consiliului Local numărul 1 din 25 iunie 2016, cu care ocazie am examinat în conformitate cu prevederile articolului 31 aliniatul 3 din legea 215/2001 privind administrația publică locală republicată, egalitatea alegerii supleanților pe lista cu consilierii aleși ai Partidului Mișcarea Populară ca urmare a vacantării a două mandate de consilieri,
prin demisia domnilor consilieri Marian Marcel și Florea Costel, constatate prin hotărârile Consiliului Local numărul 20 și 21 din data de 31 mai 2018. S-a avut în vedere adresa Partidului Mișcarea Populară numărul 96 din data de 11.07.2018, înregistrate la primăria Comunei Bușol cu numărul 2789/17.07.2018, prin care se confirmă că următorii supleanți pe listele partidului sunt domnii Sandu Adrian și Hajmă Gheorghe și au calitatea de membri ai Partidului Mișcarea Populară și se află pe locurile următoare pe listele electorale ale partidului la alegerilor locale din data de 5 iunie 2016. Comisia de validare a procedat la examinarea dosarului privind alegerea consilierilor aleși la data de 5 iunie 2016. Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în două exemplare, unul pentru comisie și unul pentru Consiliul Local. Acum continui eu, dacă vreți. Aici e exprimare de motive a domnului primar. Să dau citire raportul special de întrunit de secretarul comunei. Nu dau citire adresa Partidului Mișcarea Populară, va da citire domnul președinte al Comisiei de Validare. Hotărârea Consiliului Local 21 privind decetarea mandatului consiliar domnului Marian Maricel și numărul 20 din 31 mai 2018 al domnului Florea, procesul al Comisiei de Validare, prevederile artă 100, alineatul 33 din legea 115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea legii administrației publice locale, numărul 215 pe 2001, precum și pentru modificarea și completarea legii 393 pe 2004 privind statutul aleșilor locali cu modificări și completări ulterioare, prevederile art. 6, alineatul 2 și alineatul 3 din legea 393 pe 2004 privind statutul aleșilor cu modificări și completări ulterioare, prevederile art. 31 din șale 115 din 215, în termenul articolul 45 privind administrația publică, alineatul 1 din legea 215 pe 2001, hotărăște. Se validează mandatul de consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Bușor al domnului Sandu Adrian, supleant pe listele Partidului Mișcarea Populară. Articolul 2. Se validează mandatul de consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Bușor al domnului Hajmă Gheorghe, supleant pe listele Partidului Mișcarea Populară. Articolul 3. Prezenta hotărâre poate fi atacată de cei interesați în termen de 5 zile de la adopțare la instanța de contencios administrativ, iar în cazul celor absenți în termen de 5 zile de la comunicare. Articolul 3. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința cetățenilor prin afișat la sediul Consiliului Local Bârșor și de județul Bacău și site-ul primăriei Bârșor. Articolul 4. Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija secretarului Comunei Bârșor, județul Bacău, domnilor Sandu Adrian, Hagi Măgrăghe, instituției prefectului și primarului Comunei Bârșor, județul Bacău. Nu puteau citire, cum am spus, la domnul Cimașasa, pentru că toate aceleași probleme sunt se prezintă. Dacă aveți... Așa, acum, trebuie să trecem la depunerea jurământului de credință la cei... Da. Nu vreți să o avem aici. Da? Poftiți în față. Sandu Adrian. Veneți mai încoace. Să ne ducăm în picioare, vă rog frumos. Stă în puterea explicerea mea pentru binele locuitorul Comunei Bârșor. Asta sunt de-a întâlnit. Da? Poftiți, domnul. Poftiți, așa. Da, poftiți. Sărută pe Iulian. Nu mai speriați, lăsați-l. Să n-avei emoții, cam eu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterea și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Bârșor. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Mulțumim frumos! Supunem la urmă! Cine este de acord cu validarea acestui proiect consilier? Cine este pentru? Da, împotrivă nimic. Împotrivă, abțineri? Nimic. Nu, votează cei care au fost validați. Unul pentru altă parte, da. Am înțeles. Următoarea. Eu.
Așa, da. Hotărâri privind informațiile de interes public. Consiliul Local al Comunei Pârjilor de Bacău, având întâlnită ședință ordinară din data de 24 iulie 2018, având în vedere expunerea de motive a primarului Comunei Pârjilor, domnul Lupu Vasile, privind aprobarea listei cu prezent categoriile de documente propuse și sau potrivit legii de Consiliul Local Pârjilor, Primăria Pârjilor, care constituie informații de interes public, raportul Comisiei de Specialitate, referatul secretarului Comunei Pârjilor, prevederile legii 544 pe 2001 privind liber de acces la informații de interes public actualizate, prevederile hotărârii Guvernului 123 pe 2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii 544 pe 2001 modificată prin hotărârea Guvernului 478 pe 2016, anterior art. 48 alineatul 2 și 3, art. 49 alineatul 1 și 2 și articolul 115 din alineatul 3 din legea 215 de administrație publică locală republicată, hotărăște. Se aprobă lista cuprinzând categoriile de documente propuse și sau gestionate potrivit legii de Consiliul Local Pârjilor prin Primăria Comunei Pârjilor, care constituie informații de interes public conform anexei 1, 2 și 3 la prezenta hotărâre. Prezenta hotărâre va fi comunicată primarului, Institutul Comunei Pârjilor, instituției prefectului, județul Bacău, precum și altor instituții interesate și va fi adusă la cunoștință publică conform legii și prin intermediul e-mail-ului Primăriei Pârjilor. Anexa 1. Lista cuprinzând informațiile publice care se comunică din oficiu. Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea primăriei și consiliului local, structura organizatorică, atribuții departamentelor, programul de funcționare, programul de audiențe ale autorității publice, numele și prenumele persoanelor din conducerea autorității și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice, coordonatele de contact ale primăriei, respectiv denumirea sediului, numerele de telefon, fax, adrese de e-mail și adresa paginii de internet, sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil, programele și strategiile proprii, lista cuprinzând documentele de interes public, lista cuprinzând categoriile de documente produse și sau gestionate potrivit legii, modalitățile de contestare a deciziei autorității sau instituției publice în situația în care o persoană se consideră vătămată cu privința dreptului de acces la informațiile de interes public. Anexa 2, ca să merg mai repede, un hotărâre Consiliului Local al Comunei Pârjilor, dispozițiile care se comunică, lista cuprinzând documentele de interes public produse și sau gestionate prin aparatul de specialitate, altele decât cele puse la dispoziție din oficiu și care se comunică în condițiile art. 7 din legea 544. Felicitate! Hotărârile Consiliului Local al Comunei Pârjilor, dispozițiile emise de primarul Comunei Pârjilor cu caracter normativ, componența nominală a Consiliului Local al Comunei Pârjilor, inclusiv apartenență politică, comisii de specialitate, regulamentul de funcționare al Consiliului Local, declarațiile de avere ale aleșilor locali și ale funcționarilor publici, declarațiile de interese ale aleșilor locali și ale funcționarilor publici, rapoartele anuale de activitate întocmite de consilierii locali, informările întocmite de primarul Comunei Pârjilor privind starea economică-socială a Comunei Pârjilor, rapoartele anuale de activitate economică-socială, precum și informări asupra modului de aducere la îndeplinirea hotărârilor Consiliului Local, lista împuterniciților primarului care pot constata contravenții și aplice sancțiuni și domenii de activitate, lista proceselor verbale de constatare a contravențiilor, documentele privind repartizarea spațiilor cu destinație de locuință, precum și cu privire la închirierea, ori concesionarea spațiilor cu alte destinații decât cea de locuință, documentele referitoare la propunerile cetățenilor, activitățile Comitetului Consultativ Cetățenesc și a Consiliului pentru Transparența Locală, planul urbanistic general, regulamentul urbanist, planurile urbanistice zonale, planurile urbanistice de detaliu, planurile de situație, amplasamentul comunității stradale și construcțiilor provizorii. Documentațiile cu caracter tehnic, documentațiile de urbanism și amenajarea teritoriului, precum și celelalte reglementări urbanistice care au stat la baza autorizațiilor de construire, de sfințare, se consultă exclusiv la sediul primăriei, numai de cei care pot face dovada că sunt direct interesați sau potențial afectați de prevederile acestora. 14. Lista certificatelor de urbanism și autorizațiilor de construire, de sfințare eliberate. Punctul 15. Situația statistică privind activitatea de stare civilă, numărul nașterilor, căsătoriilor, deceselor și alte asemenea. La 16. Evidența dosarelor de tutelă, curatelă, asistența bolnavilor, asistența socială a persoanei vârstnice, în vederea încheierii unui act juridic de înstrăinare în scopul întreținere și îngrijirii sale. 17. Lista beneficiarilor venitului minim garantat, activitățile și locurile în care se prestează munca în folosul comunității, prezența lunară la munca beneficiarilor ajutorului social. 18. Lista de achiziții publice a servicii și lucrări și locurile în care se prestează munca, așa, greșeală aici. 19. Lista de achiziții publice, servicii și lucrări,
20. Dosarul achizițiilor publice, inclusiv contractele de achiziții de bunuri și servicii, 21. Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante, 22. Nivelul impozitelor și taxelor locale stabilite conform hotărârilor Consiliului Local, modul de calcul al acestora, facilitățile fiscale de care beneficiază anumite persoane, categorii și cetățeni, informații care privesc aplicarea legii 571 pe 2001, modificată și completată privind codul fiscal, 23. Relații de colaborare sau parteneriat cu autoritățile publice din țară, din străinătate, înfrățirea cu alte comunități din străinătate, programe ale unor vizite bilaterale, 24. Liste de proprietate pentru repartizarea locuințelor, 25. Lista certificatelor de producători eliberate, 26. Informații privind activitatea cultural-sportivă desfășurată pe teritoriul comunei, 27. Relații cu ONG-uri, programe și colaborări, 28. Informații despre programele cu finanțare externă, 29. Registre agricole, 30. Actele care au stat la baza constituirii sau reconstituirii dreptului de proprietate asupra terenului. Anexa 3, la HCL din două lista. Dar lăsați-mă să știți, din hotărâre, trebuie să știe toată lumea asta. Lista cu vizită documentele emise și sau gestionate privind aparatul de specialitate al primarului, care se exceptează la liberul acces la informații de interes public. Documentele cu caracter personal care însoțesc hotărârile Consiliului Local și dispozițiile primarului, deliberările Consiliului Local în cazurile în care potrivit legii s-a aprobat cu acestea să nu fie publice, și documentele întocmite în aceste situații, documentele de stare civile care privesc statutul civil al persoanei, cum ar fi acte și certificate de naștere, căsătorie de deces, precum și copii ale acestor dosare de căsătorie de deces, precum și copii ale acestora, dosare de căsătorie, mențiuni referitoare la modificarea statutului civil al persoanei și ale alte asemenea, cu excepția situațiilor statistice referitoare la actele și faptele de stare civilă înregistrate la nivelul comunei, documentele de identitate, cum ar fi cartea de identitate provizorie, precum și documentele care au stat la baza emiterii acestora, dosarele de schimbare de nume pe cale administrativă, rectificare, onoare, completare, transcriere, certificate de stare civilă, înregistrare tardivă a nașterii, moarte prezumată, prelucrări de date cu caracter personal, fără consimțământul persoanei vizate, procesele verbale de constatare și sancționare a contravenților, certificate de urbanism, autorizațiile de construire, cererile, petițiile, precum și reclamațiile și sesizările adresate primării, comunei Cârjol și Consiliul Local fără acordul semnatarilor, informații cu privire la impozitele și taxele locale, alte obligații ale plătitorilor care țin de păstrarea secretului fiscal, informații primite de la bănci, organe de poliție, instituții care gestionează registre publice sau alte asemenea cu caracter confidențial, documentele care se întocmesc potrivit legii protecție civile 481/2004, precum și documentele Comitetului pentru situații de urgență, întocmite în baza actelor normative și în vigoare, documentele cu caracter militar, care se întocmesc în baza HG 25/96, documentele care se întocmesc în baza legii 132 privind rechizițiile de bunuri și prestări servicii de interes public, nu mai am de multe. Planul de protecție civilă al Comunei Cârjol, contractele civile, contractele administrative, dacă acestea conțin clauze de confidențialitate, rapoartele de audit intern și procesele verbale de control, documentele care privesc persoanele fizice aflate în dosarele biroului juridic, care fac obiectul unor cauze aflate pe rolul instanțelor judecătorești, oricare au făcut obiectul unor dosare soluționate definitiv și revocabile de către acestea, documente care privesc persoane fizice aflate în arhiva proprie, informații privind datele personale ale salariaților din aparatul propriu al Consiliului Local, dacă actele normative în vigoare nu prevăd altfel, alte documente cu caracter personal sau prelucrări de date cu caracter personal care cad sub incidența legii 677 pe 2001 pentru protecția persoanelor cu caracter cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și de circulațiile acestea. De ce am insistat să citesc acestea? Noi am avut control în 2017, luna septembrie. Au revenit la control să vadă dacă ne-am dus la îndeplinire procesul verbal de control acum o lună. Ne-au stabilit prin asta ce ne-am făcut și ce trebuie să mai facem. Și această hotărâre mi s-a stabilit ca să o prezentăm în Consiliul Local. Deci, să nu se supere lor, dacă hotărați tot să nu citim, nicio problemă. Oricum, prezentăm, vom publica pe site-ul primării. Da, asta va fi pe site. Poftiți? Va fi pe site. Da, da, dar azi să... Dacă e greșit, eu îmi cer iertare. La punctul ăsta încercăm să punem în discuții toată problema, tot punctul, să discutăm un timp, nu? Da. Nu, dar discutăm punctul ăsta, la punctul ăsta. Și la urmă.
Nu, domnul președinte poate hotărăsc, dar hotărăsc consilierii de o chestiune. Prezentați. Păi stăuați pe fiecare pe urmă, după aia, ce aveți de asta de hotărâre? Și fiecare pe urmă ia vorbă, dar... La punctul 3, doamna a apuntat de lui prezentă. Nu, prezintă doamna, pentru că i-am cerut pe partimentul, da. Nu e greșit, doamna. Proiectul de hotărâre este temeinic bine justificat în concordanța cu prevederea articolului 36 al neapărării de acea din legea numărul 215/2004/2001, privind administrația publică locală, pentru că puterile și de luare, se asigură legalitate și conformitate. Articolul 6 din legea numărul 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și competențele ulterioare, ordinul Ministerul Finanțelor 3467/25 noiembrie 2008, pentru aprobarea normelor metodologice privind evaluarea și amortizarea activelor fizice corporale, aflate în patrimoniul subiectului, modificări și concepte superioare, articolul 2 din ordonanța privind amortizarea 28/08/2003, privind evaluarea și amortizarea activelor fizice, aflate în patrimoniul subiectului, modificări și concepte superioare, de competența Consiliului Local al Comunei, în conformitate cu prevederile articolul 45 al neamului 3 din legea 2. Legea numărul 25/2004/2001 privind administrația publică locală de publicație cu modificări și completări ulterioare, de a aproba hotărârea privind reevaluarea activelor fizice corporale aflate în inventarul comunii Căjorului. Deci, dator. Acum trecem la punctul 3. 2. La 4. La 4, da. Raportul este special. În conformitate cu prevederile articolul 2, litera D, din legea numărul 2015/2001 privind administrația publică locală, publicată în Consiliul Local, exercite atribuții privind gestionarea serviciilor utilizate către cetățenii, potrivit articolul 36, alineatul 6, litera C, Consiliul Local sprijină activitatea cultelor religioase în condiții de lege. Modalitățile de sprijin financiar pentru unitățile de cult sunt reglementate de ordonanța Guvernului numărul 2/2001, aprobată prin legea numărul 122 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România și prevederile hotărârii Guvern numărul 14/1470/2002 privind aprobarea normelor metodologiei pentru aplicarea prevederii ordonanței de Guvern numărul 82/2001 cu modificările și completările ulterioare. Pentru anul 2017, cele 10 unități de cult, Comuna Căjorului au transmis solicitările de finanțare la începutul anului. Consiliul Local, prin vot, Consiliul Local a stabilit alocarea de la bugetul local a sumei de 57.167.86 lei, pentru a fi distribuite către unitățile de cult prin rectificare de buget. La solicitarea parohiei Maicii Domnului de la Căjor s-a alocat suma de 7.389.85 lei. Conform procesului verbal 1586/27/09/2017, procesul verbal număr 2910/27/09/2017, parohia Sfântului Dumitru Păsești 3697, conform procesului verbal număr 7345/16/09/2017, parohia Sfântului Petru și Pavel Tărâța 10805/76 lei, conform procesului verbal numărul 7716/06/12/2017, procesul verbal de 2356/2017, parohia Sfântului Arhanghel Mihai și Gabriel Bărnășeni, 8290 lei, conform procesului verbal 7381/04/2017, parohia Sfântului Cuvioasă Paraschiva Haineala, suma de 5747/14 lei, conform procesului verbal 5117/2.11.2017, parohia catolică Sfântul Ștefan Rege Custiana, 21.238.11 lei, conform procesului verbal numărul 518/20.11.2017, procesul verbal 4737, care au fost înaintate documentele prevăzute de lege pentru acordarea sprijinului financiar. Față de cele expuse mai sus, soliția sunt însușirea și aprobarea de către Consiliul Local a sumelor acordate. Aici e vorba de ce? La biserici, care au fost... Care cum o solicitat? Da, care cum o solicitat? Nu, 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 nu
Dar dacă am făcut cerere, dar n-am făcut, anul ăsta să fie anunțat. Dacă... Anunțat toată lumea. Anunțat, sim, dar tot fie tare. În hotărâre prevede foarte clar, adică practic nu s-au dat bani. Sau domnul primarul să facă studiu. La material. S-au cumpărat de la material. Și de ce s-au dat? Am văzut că domnul Sorin a ridicat capul când e vorba de Cristiana. Acolo s-a construit acea capelă pentru mărturtat. Nu avem casă praznicară, nu este nimic. Și după domnul primar și toată lumea și știți asta. Și acestea au fost la rectificările de buget discutate. Și acum la Consiliul Local, însușirea acestora de către Consiliul Local pentru o hotărâre școală. Domnul primar, să vă explice mai bine cât însul. Ce să explic? Nu, dacă o să consideră de bine. De exemplu, anul ăsta o să dăm la cei care n-au luat da. Anul deci la punctul 3 și 4, cine este de acord cu cele menționate de doamna împotriva, ține ceva? Acum sunt discuții, de exemplu, la punctul 2. La discuții. Cine la... Ce dar dacă i-am aprobat, ce să mai discut? Nici un exemplu. Păi și de... Eu când am zis că hai să ne discutăm pe fiecare dar, parte. Am zis că dacă le-am aprobat... Dar nu trebuie să ce aveți. Dar să nu iau anul ceva. Corect, dar toată lumea are. La punctul 1. Cei doi membri veniți, le partizează rolul comisiei. La mine, de exemplu, Flor era secretarul comisiei, a demisionat trebuie 1. Nu știu la ce altceva comisie. Sunteți de acord? Adică să ia locul fiecare, fiecare unde au fost. E bine? Da. Și dacă aveți altceva, comisia respectivă, pune pe cine? Propun pe Marge Gheorghe în comisie economică. Cine de acord? Nu de acord. Mulțumesc. Domnul Sandu rămâne la comisie juridică. Da, da, corect. Cum ați hotărât așa? Îi spune la vot. Deci sunteți da, supunem la vot acestea, da.